Salut la toți, eu sunt Lilian și azi fac un video nou. Am luat și un trepied așa frumos ca să vorbim la același nivel, să ne înțelegem, să ajungem la un numitor comun. Eu zic voi să dați like și voi dați like. Minunat, nu? Sper că a funcționat. Bun, deci trecem la treabă. Azi este data de 25 ianuarie, ora 11, de oră, în continuu. Încerc să fac un video, adică startul la videoclipul ăsta și tot nu reușește. Posibil din cauza că eu sunt cumva obosit, azi am lucrat 10 ori la Glovo și a fost cam frig, a plouat. Și asta a fost un dezavantaj mare, dar am făcut bacșiș, ne-am rupt, adică clar ne-am rupt. Și după ce termin filmarea, mă duc și eu să mă usuc că se learcă, că mâine avem o zi nouă. Am primit multe întrebări pe Instagram, cum să mă angajez, de ce documente am nevoie, ce mașină pot să folosesc, trebuie să iei numai decât personală sau părinților. Așa că am decis să fac video ăsta scurt, nu vreau să vorbesc foarte mult, vreau să trec direct la subiect, așa că înainte să trec direct la subiect, pentru că s-o obosit și îmi permit, deci mi-a scris numai băieți. Numai băieți vor să angajez la Glovo. Dacă este vreo fată și se uită la clipul ăsta, și-ar fi cumva interesată de Glovo. Deci îți sugerez cumva să te gândești că e destul de interesantă propunerea Glovo de a livra mâncare. Eu pur și simplu, dacă eram fată și avem de livrat mâncare la clienți, eu cred că avem de câștigat bacșiș deja la gros. Nu știu, eu personal, dacă aș vedea că ne aduce o fată mâncare, m-aș scotoli prin toate buzunarele ca să-i dau bacșiș, adică chiar și dacă n-am. Păi, îți arăt că n-am. În fine, nu contează asta. Bun, deci dacă este vreo fată de genul, adică, da, genul feminin, dacă se uită la video ăsta și ești interesată de Glovo, apuc-te de treabă. Și să vezi că îți câștigi mult bacșiș. Trecem mai departe. Vă răspund la prima întrebare care am însemnat-o eu aici la notiță. Cum încep să lucrez la Glovo? Fiindcă CV-ul vostru este cumva inexistent, cu toate că voi l-ați scris și așteptați răspunsul la Glovo, voi degrabă răspuns nu ați primit. Nici motiv din cauza că sunt peste 2000 de cereri de curieri care vor să angajeze. La noi în Moldova, deci vorbesc strict pentru persoanele din Moldova care vor să angajeze, anume în oraș Chișinău, poate mâine pe mâine deschide Glovo în alt sat. Și deci sunt 2000 de oameni care vor să angajeze la Glovo. Curieri actuali sunt peste 100. Dacă tu vrei să te angajezi, îți sugerez mult să te apropii din curier, de exemplu de mine, de alt curier, care primul vezi, pe cealaltă l-ai oprit în restaurant și începi să dai toate întrebările care le ai tu. Asta e și mie bună metodă ca tu să afli detaliile reale. Deci angajatorul care angajează curieri nu s-apucă să filtreze din cererile cele mari și ne spune nouă, dacă aveți un prieten care vrea să angajeze la Glovo, spuneți-mi, dați-mi numărul meu și noi să-l angajăm. Așa că tu găsești un curier Glovo, spune că vrei să lucrezi la Glovo, șeri numărul lui, vorbești între timp cu dânsul, mai dai întrebări, poate dai într-o cafea și în momentul în care ați deschide 2-3 locuri, 5 locuri pentru curieri, da? Locuri vacante, atunci ați te anunți pe tine. Și în momentul în care pe tine te anunță, îi dai forță. Vreau să lucrez, adică manifesti dorințe de a obține locul vacant. Nu spui că... Păi, umblu cu bicicleta, dă-i spart, dă-i asul rezolv, dacă mă angajați, n-are nici frână, știi, bicicleta, dar nu-i problem. Spune nici eu puțin că vrei să lucrezi 8 ore pe zi minim, adică full time, poți maxim 10 ore momentan, pe viitor poate mai mult, deci dă-ți interesul, spune că este discurs, principalul să găsești locușorul și ala liber, în care un curier pleacă și tu poți în locul lui. Bine, iarăși, sunt avantaje și dezavantaje, așa că găsești un curier, întreabă-l toate întrebările care le ai și dacă îți convine, atunci spune când este un loc liber, anunță-mă. Deci la întrebarea asta ți-am spus cât de sincer pot, CV-ul și ăla care l-ai aplicat,
cu părere de rău, n-am să răspundă momentan, în viitorul apropiat, n-am să răspundă nimeni. Trec la următoarea întrebare, deși documente am nevoie. Ai nevoie buletin, cel mai simplu, o cărticică medicală precum că ești sănătos și poți să livrezi mâncare, adică lucrezi totuși în domeniul alimentar și, nu știu, documente la mașină, procură dacă o ai sau, dacă e mașina ta personală, documentele ei. Foarte simplu, când începi să muncești, de obicei durează foarte puțin, adică ai destul să, nu știu, 2 zile, cred că, și poți să te apuci de muncă. Nu e dificil. Ai primit geanta, ai luat telefonul și te-ai apucat de făcut bani. Următoarea întrebare. Dar nu, eu cred că am răspuns la toate întrebările. Trebuie să găsești intermediari prin care să te promovezi cumva, să te susții. Băi, este un băiat care vrea să angajezi. PCV-ul nu cred că se rezolvă mult, momentan, poate pe viitor. Da. Au apărut multe schimbări la Glovo și nu știu dacă merită că eu să discut, așa că dacă totuși vă este interesant, întrebați curierii, întâlniți-i, dați-le toate întrebările și ea să vă răspundă clar, pentru că nu cred că merită eu să mai fac încă un video, pentru că în următoarea lună să mai fie alte schimbări și reiesc în fiecare lună, trebuie să fac un video nou. Cam asta a fost, Ted. Sper că v-am explicat sau v-am spus la întrebări cât de bine în spate. Vă urez succes! Aveți grijă de voi și de cei dragi vouă. Lăsați și voi acolo un like pentru că mă chinui și eu. Vă doresc succes!